Zilele acestea s-a finalizat un nou sondaj realizat de Sociopol și a avut ca scop prezența la vot, opțiunea alegătorilor pentru candidați, votul politic pentru Consiliul Județean și Consiliul Local și cine va fi câștigătorul acestor alegeri în Târgoviște, Fieni, Corbimar, Răzvat și Dragodana. Foarte bine stă Partidul Social Democrat în aceste localități și în ceea ce privește votul politic pentru Consiliul Județean. La Târgoviște, Cristian Daniel Stan, din partea Partidului Social Democrat, are un procent de 47%, în timp ce Prisă Caru, candidatul PNL, are 23%. Votul politic pentru Consiliul Județean și Consiliul Local la Târgoviște PSD are 46%, iar PNL 24%. Procentele sunt asemănătoare și la Fieni, Corbimar, Răzvat și Dragodana. Participarea la vot a crescut undeva la 46%. Cristian Daniel Stan, 47% din opțiunile târgoviștenilor. Ciprian Prisăcaru, 23%, Dumitru Barbău, de la ALDE, 12%, Ana Maria Nicolae, are un procent surprinzător, 11%, Victor Izbășescu, 5%, Paul Briceac, 3%, Avram Iancu, 1%. Pe votul politic, pentru Consiliul Județean și Consiliul Local, Partidul Social Democrat, un scor de 46%, Partidul Național Liberal 24%, ALDE 7%, Mișcarea Populară 4%, UNPR-ul 2%. PRU este sub 1%. Cu privire la opinia cetățenilor cu cine va câștiga alegerile, peste 3 sferturi dintre cei intervievați apreciază Cristian Stan va fi câștigătorul acestor alegeri. La Fieni, participare la vot 48%, vot pentru primar Iulian Tătulescu 54%, Adrian Budoiu 46%, vot politic Partidul Social Democrat 49%, Partidul Național Liberal 35%, ALDE 8%. Legat de percepția cetățenilor, majoritatea apreciază că Iulian Tătulescu va fi câștigătorul acestor alegeri. La Corbimar, este prima dată când facem un sondaj, se anunță o prezență de 63%. Ionuț Bănică, Partidul Social Democrat, 54% din opțiuni. Constantin Anghel, de la PNL, 35%. Nicolae Ciorobea, de la PND, 6%. Pe votul politic, Partidul Social Democrat face un scor de 67%, Partidul Național Liberal, 21%, PND, 5%, PMP 3%, ALDE 2%, independent, nenominalizat 2%. Percepția majorității locuitorilor este aceea că Ionuț Bănică va câștiga primăria Corbimar. La Dragodana, tot primul sondaj pe care îl facem, nu, aici e al doilea sondaj pe care îl facem, am mai făcut unul pentru desemnarea candidatului nostru, Gheorghe Sandu, Partidul Social Democrat, face un scor de 45%, Marin Voinescu, PNL, 25%, Nicolae Nicolae, UNPR, 16%, Nicu Ionete, ALDE, 11%, Alin Iulian Stoican, independent, 3%, Gheorghe Nasture, PRM, 2%. Pentru vot pe vot politic, Partidul Social Democrat, 57%, Partidul Național Liberal, 21%, UNPR 8%, ALDE 8%. Percepția majorității locuitorilor este aceea că Gheorghe Sandu, de la Partidul Social Democrat, va câștiga aceste alegeri. La Răzvat, lucrurile s-au schimbat foarte mult. La Dragodana, am uitat să vă spun, participarea la vot 47%. La Răzvat, o participare estimată la 41%. Emanuel Spătaru, PSD, 51%. Locul 2 e Florin Tichie de la ALDE cu 29%, locul 3 Constantin Duțulescu, PNL 7%, locul 4 Constantin Dobre, independent 7%, Petre Coman, UNPR 3%, Marin Mușat, PND 1%, Emilian Sârbu, PMP 1% și Ion Ciocoiu Bunilă, independent 1%. Votul politic pentru Consiliul Județean, 63% vor vota PSD-ul, ALDE 10%, PNL-ul 9%, independenți 8% din respondenți, UNPR 6%, PND 3%, PMP 1%.
cei mai mulți dintre alegători consideră că Emanuel Spătaru va câștiga primăria de la Răzvan. Dacă va fi timp, vom da rezultatele sondajelor de opinie și în alte câteva localități. Sondajul este făcut de același Sociopol. Noi nu suntem PNL, spunem care e sursa. Și sigur că vom vedea duminică la urne, da? Gradul în care aceste sondaje de opinie exprimă realitatea. Noi ne continuăm campania electorală în mod susținut în toate localitățile județului Dâmbovița. Marja de eroare la acest sondaj este de 3,5%.